Citim Biblia împreună. Am început periplul acesta deja de multe zile. Acum suntem în perioada săptămânii mari, din ultima săptămână de viață pământească a Domnului Iisus. Capitolul 21 din Luca, pe care îl citim astăzi, în afară de o scurtă istorioară care s-a petrecut în templu, prevestește evenimentele sfârșitului. Haideți să pornim însă cu această istorioară despre văduva săracă. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. Probabil că ați auzit despre oameni bogați, faimoși, actori, fotbaliști, oameni de seamă, companii importante, care anunță, vom dona 1000 de euro pentru cei care suferă din pricina acestei pandemii. Este o bancă acum care oferă câte 1000 de euro pe zi. Ei, la sute de milioane de euro profit pe an. Să dai 1000 de euro, sigur, e un lucru nobil, că oferă niște bani pentru o cauză nobilă. Dar, în comparație cu profitul, cu resursele lor, lucrurile devin mai discutabile. A văzut pe o văduvă săracă, aruncând acolo 2 bănuți, după ce au fost oamenii aceia care au aruncat bani mulți și în văzul mulțimii. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Femeia aceasta a sacrificat pentru a dărui. Și aici este ideea centrală. Înaintea lui Dumnezeu nu mărimea darului contează, cât contează mărimea sacrificiului. Cât de mult ești dispus să sacrifici pentru a ajuta pe altcineva. E bine să dai și din prisosul tău. E bine să dai din ceea ce nu-ți trebuiește, să dai o haină pe care nu mai folosești, să o dai altuia care se poate îmbrăca cu ea. Dar e cu totul altceva. Să dai haina de pe tine, să renunți tu la o masă pentru a hrăni pe altcineva. Iisus vede în văduva aceasta un exemplu maestuos de dărnicie, de dragoste, de sacrificiu. Acum, atenția noastră se va îndrepta până la sfârșitul acestui capitol pe vremurile din urmă. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Trebuie să vă reamintesc, templul era un punct de atracție și o mare mândrie a evreilor. Fusese construit de Solomon și a fost ceva extraordinar și splendid. Desigur, între timp au fost evenimente tragice pentru templu. A trebuit să fie restaurat de mai multe ori și numai ce se terminase o restaurare în timpul vieții lui Iisus. Oamenii se mândreau cu el, în schimb Iisus le spune soarta și acestei clădiri, nu doar acestei generații. Clădirea aceasta are o soartă pecetluită. Nu va rămâne aici piatră pe piatră. Învățătorule l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Desigur, ceea ce Iisus a spus i-a provocat să se gândească automat la vremea sfârșitului. Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată. Iisus le-a spus oamenilor, vor urma momente tragice, se vor întâmpla multe lucruri care vor șoca omenirea, dar El ne-a dat aici un indiciu, sfârșitul nu va depinde de acele lucruri. Apoi le-a zis, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumă. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Iisus anunță o perioadă mare de prigoană mai întâi înaintea bisericii. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Avertismentul lui Iisus aici este foarte subtil pentru schimbarea direcției întrebărilor. Ei voiau să știe când se vor întâmpla aceste lucruri. Iisus vrea ca ei să fie pregătiți pentru evenimentele sfârșitului și de aceea le spune în continuare așa. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte însă
să nu vă gândiți mai înainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Iisus le promite ucenicilor săi că El va fi prezent acolo cu ei în momentele acelea de suferință. Și noi știm din istoria bisericii că Dumnezeu a făcut să strălucească cuvântul și înțelepciunea și mărturia multor martiri care au răspuns cu autoritate, cu curaj, cu demnitate atunci când a trebuit să dea socoteală de credința lor. El continuă să-i avertizeze, veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Așa s-a întâmplat chiar în perioada Inchiziției și în perioada altor perioade mari de prigoană. Oameni care au fost chiar condamnați de cei apropiați lor, pentru că au fost considerați rătăciți, cu mintea pierdută, eretici și așa mai departe. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Fiți atenți, Iisus spune că mesajul acesta al Evangheliei nu va fi popular între oameni. Pentru că ne spune Ioan în Evanghelia lui, oamenii, odată venită lumina în lume, au iubit mai mult întunericul, pentru că nu voiau să li se vadă faptele lor rele. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Poftim? Cum adică niciun păr din cap nu vi se va pierde? Când Iisus a zis cu două versete mai înainte că vă vor omorâ pe mulți dintre voi. Parcă ceva nu se leagă aici, nu-i așa? Răspunsul este foarte simplu. Iisus se referă aici la sufletul omului. El le-a spus de fapt ucenicilor, temeți-vă nu de acela care are putere să ucidă trupul, ci de pierderea sufletului vostru. Asta ar trebui să vă îngrijoreze. Iisus spune, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele, răbdând, chiar murind ca martiri. Voi vă salvați sufletul, spune Iisus, pentru că în felul acesta veți fi pururea cu Dumnezeu. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, aici este un mesaj direct adresat acelei generații, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Avertisment cât se poate de direct. Iisus le spune, va veni vremea ca Ierusalimul să plătească. Vă amintiți, în capitolul anterior vorbeam despre faptul că Iisus a plâns pentru cetatea aceea, îndurerat să vadă cum Ierusalimul a ratat cercetările lui Dumnezeu succesive care au fost pentru această cetate. Acum Iisus spune, va fi ziua de răzbunare a lui Dumnezeu împotriva acestei cetăți. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da piept în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, adică de păgâni, de alte naționalități, până se vor împlini vremurile neamurilor. Prorocul Daniel vorbea despre o perioadă în care neamurile aveau să stăpânească peste Ierusalim. Și acum se face tranziția de la căderea Ierusalimului la perioada neamurilor, la perioada sfârșitului lumii și acum textul se orientează spre vremea sfârșitului lumii, nu doar a Ierusalimului, care avea să urmeze la puțină vreme după moartea lui Iisus. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. E vorba probabil de necazul cel mare prevestit în Apocalipsa, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Aici este vorba de puterile întunericului care se află în văzduh, așa cum ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni. Atunci când Dumnezeu va clătina toată ordinea în plan spiritual al lumii, atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Iisus anunță că Fiul omului, că Iisus Hristos va reveni la momentul rânduit de Dumnezeu cu slavă mare și cu putere. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, când se vor precipita aceste evenimente ale sfârșitului, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.
Ce frumos spune Iisus aici. Vremurile sfârșitului pe mulți îi fascinează și îi îngrijorează. Oamenii vorbesc despre 666, despre Apocalipsa, Armagedon. Dar El, de fapt, ne spune nouă, celor care ne încredem în Iisus, care suntem copiii Lui, El spune așa, vremurile acelea sunt vremurile care, de fapt, deși vor fi cu multă tensiune și multă suferință în lume, sunt vremurile care prefațează izbăvirea noastră. Prigoana, persecuția prefațează, de fapt, că Iisus duce istoria la împlinirea ei și la revenirea sa. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii? Când înfrunzesc, și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci nu e vorba de îngrijorare. Astea sunt semne care ne spun că Dumnezeu urmează să revină. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă te-ai împăcat cu Hristos, atunci tu aștepți împărăția Lui și nu te temi de toate lucrurile despre care oamenii discută și care îngrijorează foarte mult. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta. Aici Iisus se referă la ceea ce a spus anterior despre Ierusalim, până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Așa s-a întâmplat în vremea lui Noe, nu? Oamenii se distrau, se căsătoreau, aveau tot felul de preocupări, dar nu se gândeau la sufletul lor și la faptul că îl întristaseră pe Dumnezeu. Iisus spune, aveți grijă să nu se îngreuieze inimile voastre și să se depărteze de Dumnezeu, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Așteptarea Domnului Iisus este că toți veghem, adică suntem atenți la viața noastră, ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, ne pocăim de păcatele noastre, ne sfințim viața și în felul acesta, în ziua aceea judecății, noi vom putea să stăm în picioare înaintea Lui. Ceilalți vor cădea la pământ. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea, se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Repet, era ultima săptămână în care Domnul Iisus mai slujea pe pământul acesta în calitate de miel de jertfă pregătit de Dumnezeu. În fiecare zi din săptămâna mare el a fost între oameni în templu, noaptea ieșea din cetate și o petrecea dincolo de zidurile cetății în Muntele Măslinilor. Astăzi, când am avut ocazia iarăși să lecturăm un text din Sfânta Scriptură, mă rog din nou lui Dumnezeu ca inima ta să fie atinsă și să înveți această lecție pe care Iisus o accentuează, lecția vegherii, să fii veghiator asupra umbletelor tale, asupra relațiilor tale, asupra planurilor tale, asupra inimii tale. Pentru că în felul acesta să poți să umbli în binecuvântarea lui Dumnezeu.